10 mai 2024, după două zile de răcoare, a plouat, a fost și frig, am florit și salcâmul, ca să vi-l arăt. Iată-l ce frumos este, foarte fain înflorit. Sunt în localitate câțiva salcâmi, așa că o să treaba pe ziua de azi, să verific repede toate coloniile, să văd care cum stau și ca, să zic așa, caroire, să nu intre în friguri. Dar încă un alt aspect este tratamentul aplicat cât mai repede, fiindcă temperaturile îmi permit acest lucru. Să le fac repede un tratament cu formic. Deci voi încerca să lucrez cât mai repede, să fac cât mai repede lucrările, să-i văd urgent cum ar veni. Da? Pentru acest lucru nu e necesar să verific tot cuibul. Doar arunc o privire în lateral ca să-mi dau cu părerea așa repede despre ce este vorba în colonia respectivă, în care încă mai mărunt, dar de aceea poate să intre în friguri, să văd care-i treaba cu ăsta. Deci lucrez destul de rapid. Miere este. Mă interesează boci. Boci, prezența puietului larvar. Totul este în regulă, iată ce frumos arată. Puiet căpăcit, ăsta nu dă semne de roire, deci am aici o ramă, n-are 5 săroi, astăzi că e mai micuț, bun. Treaba e bună, trecem la formic. Ramă goală are. Adăugarea de formic și închidem. Trecem la altul, rapid. Nu stăm pe gânduri. Da. Cu toate astea, varoa este cel mai mare problemă a coloniilor de albine. Iată ce repede decurge o verificare. Fiindcă nu am, cum să zic, acum nu fac altceva decât verific urgent majoritatea coloniilor, încă mai am și altceva de făcut, o să vedeți în alt film, dar deocamdată așa merge. Primul e gata, nu știu cât a durat, 3 minute, mergem la următorul. Mai mult timp o să-mi ia, să zic așa, adică mutarea acestor ustensile, să-i zic așa. Bun.
O altă colonie, la fel. Trebuia să mă fi adus și cleștele, fiindcă am colonii la care am aceste rame, adică e full. O ramă plină cu miere. Arată bine de tot. Trec mai departe să verific starea coloniei de roit. Miere. Foarte multă miere. A venit matca până aici. E și ramă mai goală. Au luat mătcuța, au luat peste tot. Aici teoretic ar trebui cat, împărțit cuibul în două. Iată puietul. A apărut cupulele, ăsta nu o să mai reziste mult, deci trebuie împărțit în două. Bun, atâta mă interesa. Împingem la loc. Asta trebuie împărțit cât mai repede. Aș îl las așa, dar o zi, două, trebuie împărțit în două. Bun, tratament. Tratamentul la ordinea zilei. Îl împachetez și asta este următorul. Mă interesează starea lor. Perfect. Deci cam așa decurge lucru. Cu viteză. Nu pierdem prea mult timp. Următorul știu că este mai micuț. Ăsta e micuț. Iată cum zboară acolo albina. Rupe ea. Aia sunt în pom, de azi dimineață, adică culeg. Așa. Să văd și pe ăsta. Repede. Ăsta e micuț, de roit nu roiește, clar. Dar îi dau tratament. Iată, săracul e amărât ăsta. Ar merge pus o botcă în locul la matcă. Mă interesează doar o ramă la ăsta. Crește, dar mai greu. Are nectar aici. Bun. Tratament. Tratamentele
trebuie făcute precaut acum, adică precaut, trebuie făcute, fiindcă încet, încet ne apropiem de luna iulie, chiar dacă suntem la începutul lunii mai. Eu gândesc înainte că această generație de albine care va ecloza acum va ajunge în luna iulie. În iulie ce se întâmplă? În iulie este o lună sensibilă, fiindcă eclozează albina care va crește, albina de iernat. Deci iată ce departe gândesc, da? Foarte, foarte departe gândesc. Și un tratament în mai-iunie este esențial. Acum, nu toată lumea folosește formic, așa că e o problemă, da? Am aici rame construite. Se putea să nu vină cocoșul. Aici am un roi format. Să-l văd, e ceva de el? E ceva de el? Să vedem. Este un roi micuț. Arată bine el, da? Ăsta nu primește acum tratament. Roii nu primesc tratament, doar familiile de bază. Bun, cam asta fac. Dacă apare ceva interesant, o să filmez. Iată ce de polen. Da. Ce de polen vine. Sunt câteva colonii care trebuie verificate, mai amănunții. Ăștia doi n-au probleme, mă duc mai departe. Bun, cam atâta, la următorul film, numai bine!